Oameni frumoși din sala capitolă a Filarmonicii de Stat Banatul din Timișoara, la cel mai important top al tinerilor interpreți de muzică populară. Dacă facem un scurt istoric al acestui eveniment, vă voi spune că înainte de 1989 purta chiar acest titlu, Topul tinerilor interpreți. Mai apoi, Topul mărțișorului. A crescut de la an la an și acum este unul dintre cele mai iubite festivaluri concurs din țară. Cu mare drag am primit pe Pământ Bănățean interpreți cu vârstele cuprinse între 15 și 25 de ani pentru a se întrece în glas, în suflet și în simțire românească. Vă spun că ieri a avut loc preselecția la Școala Populară de Artă din Timișoara și au rămas pentru astăzi 16 finaliști. Acest eveniment poartă acum denumirea de Topul Primăverii și nu întâmplător, pentru că celebrăm primăvara, cel mai frumos anotimp, atunci când înmuguresc pomii, când înverzește câmpul și până la urmă celebrăm tinerețea și susținem cultura tradițională. Sigur că dumneavoastră, cei care urmăriți acum în direct pe TVR Timișoara și online pe tvrplus.ro acest eveniment important, știți că este organizat de Centrul de Cultură și Artă Timiș prin Ansamblul Profesionist Banatul din Timișoara, un eveniment finanțat de Consiliul Județean Timiș. Aplauzele dumneavoastră să fie și pentru orchestra profesionistă, condusă de un profesionist și tânăr de alminteri, Sebastian Roșca. Dirijor, orchestrator și până la urmă muzician.
spuneam că investim și susținem cultura tradițională. Așa cum bine știți, acest eveniment are două secțiuni. Prima parte se numește secțiunea concurs, iar în partea a doua ne vom bucura de cântece ale interpreților consacrați și, bineînțeles, de momente muzical-coreografice puse în scenă de către corpul de balet al ansamblului profesionist Banatul din Timișoara și, de asemenea, pe mai multe generații, instruiți de Gore și Floare Munteanu, de Brândușa și Nicolae Stănescu. Așadar, o seară bogată aici pe scena Filarmonicii de Stat Banatul din Timișoara. Dacă spuneam că este vorba despre secțiunea concurs, trebuie să vă spun și juriu. Și dumneavoastră, celor prezenți în sală și de asemenea tuturor telespectatorilor care acum ne urmăresc în direct. Și am să încep, așa cum este și firesc, cu organizatorii. Este vorba despre un artist al cântecului popular românesc și manager de câțiva ani buni de zile, care și-a dovedit profesionalismul și în acest domeniu. Și acum, ansamblul Banatu a renăscut, așa cum îmi place mie să spun, și este unul dintre cele mai apreciate ansambluri profesioniste din țară. În juriu, Liliana Laichici! Alături de Liliana Laichici, colega de la Radio România Antena Satelor, pentru că, iată, Radio România Antena Satelor, alături de Radio Timișoara, ne sunt parteneri destoinici pentru realizarea și pentru buna desfășurare a acestui festival concurs. Polina Gheorghe, interpret de folclor și realizator. Dacă vorbim despre radio, trebuie să fac referire și la casa noastră, Radio Timișoara și TVR Timișoara, pentru că acolo suntem un colectiv care susținem la rândul nostru tot ceea ce înseamnă cântec și tradiție românească. Daniela Băcilă! Foarte frumoasă în această seară! Ei, și acum am ajuns la un alt vârf de lanci, așa cum îmi place mie să spun, în generația ei și care a fost așteptat, acest nume a fost așteptat cu mare drag pe scenă alături de ansamblul profesionist Banatul din Timișoara. Dar până să urce pe scenă și să ne încălzească cu glasul ei inconfundabil și perfect, iată un juriu, Andreea Voica și Galetin. La invitația colegilor de la Centrul de Cultură și Artă Timiș, bineînțeles. Și cu siguranță toți iubitorii muzicii tradiționale, dar absolut toți iubitorii muzicii tradiționale, în special cei din Banat și cei din Ardeal, știu că președintele acestui juriu nu poate fi decât Gelu Stan de la Radio Timișoara. Și de fiecare dată vă spun că face parte din familia ansamblului profesionist Banatul din Timișoara, ansamblu pe care l-a cârmuit cu ani de zile în urmă în calitate de director vremelnic, dar apoi de dirijor foarte mulți ani. Se uită acum cu mândrie la cel care este moștenitor în privința artei dirijatului și este vorba despre Sebastian Roșca, trecerea de la o generație la alta. Trebuie să vă spun că pe lângă TVR Timișoara, Radio Timișoara, Radio România Antena Satelor, avem parteneri și pe colegii de la Radio Prodatina. Suntem online, așadar, și pe Radio Prodatina. Succes celor din juriu, la jurizat, și de asemenea să le spunem într-un glas, succes tuturor celor 16 finaliști. Cu bucurie vă spun că avem destul de mulți bănățeni cu glasuri frumoase și bune. Și acum, dragii mei, vorba lungă, sărăcia omului, ar spune colegii mei din carul Televiziunii Române Timișoara, care tot înșoptesc, hai să începem secțiunea concurs a festivalului Topul Primăverii, desfășurat la Timișoara și așteptat de tăt natul, de la un capăt la altul. Așadar, fiecare tânăr interpret va cânta un fragment dintr-o doină, cântec doinit sau baladă, iar apoi împreună cu orchestra un cântec cu acompaniament, un cântec de joc. Începem cu Banatul, cu
o tânără de 25 de ani, care se numește Alina Brancu, reprezintă zona Făgetului și va cânta în concurs un fragment din Doina Puiului de Turturia, iar mai apoi Ia te uită la Maria, un cântec foarte frumos din repertoriul Elenei Jurgescu. Îi urăm succes Alinei Brancu, 25 de ani, țara Făgetului, Banat, România. Frunzuliță trimigdale, plecai luna vânătoare, plecai luni la vânătoare, să vânez o fată mare, să vânez o fată mare. Eu crezând că-i mândru, era, Doamne, o turturea pântră câini să tăvălea și din gură blăstăma. Secțiunea concurs a Festivalului Național Topul Primăverii, o bănățeană de la Făget, Alina Brancu, de 25 de ani. Astăzi de dimineață am citit articolul colegei mele, Daniela Băcile, de la Radio Timișoara și tare m-am bucurat să văd că în această finală au reușit tineri din 10 județe, iar bănățeni, dacă nu mă înșel, sunt 4 sau 5. Am să repet acest lucru pentru că e mare bucurie pentru sufletul meu și sunt convinsă și pentru sufletul dumneavoastră să ascultați cântece bănățene la Timișoara într-un festival concurs de o asemenea amploare și de o asemenea ținută.
Numărul 2 în concurs vine din Alba Iulia, de la Alba, și reprezintă Munții Apuseni. Are doar 17 anișori, se numește Maria Oana Denisa și va cânta în concurs un fragment din Doina Vine Dorul și Mă Întreabă, iar apoi împreună cu orchestra ansamblului Profesionist Banatul Mă Întreabă Vântul în Grădină. Maria Oana Denisa, Alba Iulia, 17 ani. Vine dorul și mă întreabă, la fereastra de uiagă, ești acasă mândră, dragă? Acasă mândră, dragă, acasă-ți da supărată, acasă-ți da supărată. Că măicuța m-a certat, mă, pentru badea-l meu din sat, mă. Truba de-al meu din sat, măi. La 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 la, ia ia inima suspina din ochi cermi.
Mulțumesc frumos. Maria Oana Denisa. Publicul de la Timișoara nu se dezice, este un public cald și frumos. Ce importante sunt aplauzele dumneavoastră pentru acești tineri, mai ales pentru cei care vin poate pentru prima dată într-un astfel de concurs. O să observați pe parcursul secțiunii concurs a festivalului Topul Primăverii că avem mulți tineri care au venit, altă generație, vine după generația Stanei Stepanescu, după generația lui Ciprian Pop sau a Georgianei Necșa, o generație foarte frumoasă. Denisa face parte din această generație. Tot printre dumneavoastră am remarcat și am să-i rog pe colegii mei de la Televiziunea Română să imortalizeze câteva imagini cu doamne îmbrăcate în costum popular. Vă mulțumesc că ați venit în IA tradițională românească, am văzut câteva doamne. Vă mulțumesc încă o dată și noi mergem mai departe. Un public frumos pentru telespectatorii de pe TVR Timișoara și online TVR Plus. Să știți că este un public tare fain aici în sala Capitolului a Filarmonicii de Stat Banatul. Dacă vorbim despre Banat, acum urmează o tânără care are doar 16 anișori. Ea vine din Hunedoara, dar are bunici pe Valea Bistrei, adică la Căraș. Așadar, Lavinia Zelnean reprezintă zona Cărașului. Va cânta un fragment din Doina, sus în deal la prima casă, și apoi din cântecul Marianei Drăghicescu, din Banatul meu ales. Doina, trebuie să vă spun că am recunoscut-o, este din repertoriul Lilianei Laichici. Sigur că acest lucru nu va influența juriu, pentru că pe parcurs veți asculta și cântece din repertoriul Andrei, pentru că, iată, sunt două artiste care lasă urme adânci, deși sunt foarte tinere, în cântecul adevărat românesc, popular, bănățean. Acum, în mijlocul nostru, 16 ani, reprezentând Cărașul, Lavinia Zelnean. Succes, draga mea! Au sus în cea la prima casă, taica stă și bacio. Nu-i mai cum o fost cândva. Am nici acum nu s-ar lăsa. Și și poșorăște, da, tot mai ce se socinește. Nu știu coasa s-o toși. Ori taica un bătrânit. Le-am strâns și le-am sărutat, cu dragostea le-am udat. Le-am udat cu toruri mulce, cu e drag să nu mă uice, cu șerenia la și pielița genilor.
încerce și să fii banat în frunce, lumea toată să ce cânce și să fii banat în frunce. Cântecul Marianei Drăghicescu este dus frumos mai departe de către tânăra generație și Mariana nu va fi uitată niciodată, tot împreună cu colegii de la ansamblul profesionist Banatul din Timișoara, de la Centrul de Cultură și Artă Timiș, vom desfășura și noi, cei de la TVR Timișoara, Festivalul Național Mariana Drăghicescu în septembrie acestui an. Ei, și acum haideți să mergem în Câmpia Transilvaniei. De la Școala Populară de Artă din Cluj vine o fată de 24 de ani, se numește Diana Haja și va cânta Norocul e o floare rară, cântec doinit. Iar apoi împreună cu orchestra dirijată de Sebastian Roșca, Măi bade de peste deal. Diana Haja, Școala Populară de Artă din Cluj, 24 de ani. Succes! Norocul-i o floare rară și să seamănă în primăvară, că și eu l-am sămânat. Tu-i și nelare. El crește numai părât, măi, da și crește numai părât, măi, da și nelare fericit, măi. Ai zogâncit pe acea sărată.
și băgița pânsat, cu laipă ruge spumbat, măi. Păi și cu clopul pe urece, să duci amețul la fece. Diana Haja, mulțumim mult de tot. Iată o altă tânără foarte talentată în festivalul concurs Topul Primăverii. Rămânem cu cântecul românesc în câmpie, dar ne mutăm din câmpia Transilvaniei în câmpia Mehedințului, atât de frumos străjuită de Dunăre, de bătrâna Dunăre. De acolo vine o tânără de doar 17 ani, Măriuca Tania Luiza, chiar din Drobeta, Turnu Severin. Va cânta balada lui Tudor Vladimirescu, un fragment din această baladă, iar apoi o sârbă frumoasă, faceți-mi un pic de loc. Da, păi noi îi facem loc. Taniei, Măriucăi, Luiza. 17 ani. Succes! Curaj! Și vai, 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 pe poteca sus pe plai plecă Tudor din Cerăneți cu bandurii lui Isteți, cu bandurii lui Isteți. Mi-e pedepsa pe ciocoi, din zeci rămâneau doi, că ciocoi de-l vedeau ca șerpim pământ intrau. Zăce zăle nu ieșa, dacă-n fula București printre hordele domnești, trădători ori șerpi lumești, ca apoi la orvunit. Tudor mult n-a mai trăit, dar maica lui Sâmța, că știe urăsătoarea, repede un bobita negru în față vedea. Tudor Sabiano, o văd mai că ruptă în două revolverul de oță. Îl văd cu sânge pe el. Maică, maică, măiculița mea,
Nu știu cât o-i mai răbda, nu știu ce m-o mai durea. A ajuns să românuiacă, fără oaie, fără vacă, dar decât să mor calic, dar vreau să mor ca un voinic. Faceți-mi un pic de loc, să intru cu neica în joc, să jucăm sărăpasă, tată, că nu s-ar ție să ne-ntreacă. Să jucăm mică întâi, să-r vadă ogărului, cum se joacă în sărbători, pe la noi prin vânător. Să jucăm mică întâi, să-r vadă ogărului, cum se joacă în sărbători, pe la noi prin vânător. Să jucăm și un rostet, să jucăm și o cătăcească, se prind toți în hora noastră, în hora să ne prindem. Să jucăm și un rostet, să jucăm și o cătăcească, se prind toți în hora noastră și cu hora înainte. Să jucăm neică și un ghimpe, ghimpele oltenilor, pe vârful picioarelor și cu hora înainte. Să jucăm neicășunghi pe ghimpele oltenilor, pe vârful picioarelor. Joacă-mă și un păr de Iași, pe la stânga, patru-n dreapta, cum jucă-o mama cu tata, micuță să nu te lași. Joacă-mă și un păr de Iași, pe la stânga, patru-n dreapta, cum jucă-o mama cu tata. Și dacă m-ai obosit până a fi de-a hodinii, să jucăm o boierească și lumea să ne privească și să vorbească de noi. Ce mândri sunt ăștia doi, cum le merg picioarele și poartă dragostile. Mulțumim, Tania Luiza Măriuca. Nici tu să nu te lași vreodată de cântecul popular românesc, iată cel oltenesc, așa cum o îndemnăm și pe următoarea noastră concurentă să nu se lase de cântecul pădurenesc, pentru că acum, dragii mei, vom merge în Ținutul Pădurenilor cu o tânără tot de 17 ani. Ați observat până acum, cam toți tinerii au venit fie cu piese din repertoriul marilor soliști din generații diferite, bineînțeles, dar și cu cântece culese. Așa se întâmplă și cu Ana Teodora Anuțoiu, care va cânta un fragment din cântecul Doinit, Nu da Doamne nimănui, iar apoi împreună cu orchestra, Cine nu știe ce-i dragul? Noi știm ce este dragul, dragul de Dumnezeu și dragul de cântec strămoșesc. Ana Teodora Anuțoiu. Cu emoții. Să știți că de aceea întârzie toți interpreții, pentru că au emoțiile, e greu să iasă de acolo din culise. Nu, da, nu. Doamne, nimănui.
cine nu știe ce-i dragul, la 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 la, doarme noaptea ca beceagul, la 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 la, cine nu știe ce-i dorul, la 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 la, doarme noaptea ca toporul, la 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 la. La taica, la nai, la 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 la. Vino dorule ușor, la 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 la, pe cărare la izvor, la 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 la. Vino dorule ușor, la 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 la, pe cărare la izvor, la 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 la. Cât ți-o-i da păgei via, la la până când ce-ai stâmpăra, la 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 la, și ce-ai pune la inima, la 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 la, amândoi să avem hogi, la 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 la. Ana Anuțoiu vine de acolo de unde cântecul ardelenesc își împletește sufletul cu cel bănățan din Ținutul Pădurenilor și genele cântecului din Ținutul Pădurenilor se întâlnesc cu genele cântecului din Ținutul Făgetului. Mulțumim! Ana Nuțoiu, 17 ani, Hunedoara. Rămânem în Ardeal, dar cât mai departe, într-o zonă foarte frumoasă, în Ținutul Sălajului, cu o fată ce reprezintă școala de artă din Cluj. Iată o altă finalistă în festivalul concurs Topul Primăverii, care vine de la Cluj, de la Școala Populară de Artă. Este vorba despre Paula Lupo. Ea reprezintă Valea Barcăului, va cânta un fragment din cântecul doinit De ce cânt la lume dragă și apoi Mărsai la Șimleu la târg, un cântec împreună cu orchestra ansamblului profesionist Banatul. Paula Lupo, 20 de ani, Sălaj. Paparau cu piatră sacă, paparau cu piatră sacă, cânt o mierlă și beteagă, când o mierlă și beteagă, măi, vine cucu și o-ntreabă, vine cucu și o-ntreabă, ti ce ești mierlă beteagă, măi? Cum noi fi cucule dragă, când mă huli o lume-ntreagă, mă.
banii după ele, să-mi o scarbe și mărjele. Da la 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 la. Păi și cu banii după ele, să-mi o scarbe și mărjele. Mere-n pădrum vigană, la 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 la. Pătelnic o plopișană, la 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 la. Mere-n pădrum vigană, la 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 la. Pătelnic o plopișană, la 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 la. Ave două straițe-n spate, mere la târgu cu cate. La 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 la. Păi ave două straițe-n spate, mere la târgu cu cate. Și-o muieri, la 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 la. Galițele mi le ceri, la 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 la. Dacă vini și-o muieri, la 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 la. Galițele mi le ceri, la 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 la. Îi le dau cât ai gândit și mă văduc să daci. La 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 la. Și cu banii după ele să-mi o scarpe și mărjele. La 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 la. Ei, Paula, câți ficiori n-a luat drumul Șimleului pentru a-ți vedea ochii măcar odată, sau drumul Clujului, mai bine zis. Dar acum ne întoarcem acasă cu cântecul în Banat. Vine din Timișoara tânărul nostru de 16 ani, însă folcloric reprezintă zona Banatului de munte și va cânta două piese celebre. Un fragment din Doina, Bună ziua, un bătrân, iar apoi Mândră, floare, dacă ai fi. Adrian Chiriac, 16 ani, Timișoara, reprezentând Banatul de munte. Succes! Bună ziua, un bătrân, mă. Șetai duminica fână, mă. O, nu vrei să cioginești, mă. Ori spune-mi pașii jălești, mă. Și-am avut un fișorel, mă. Frumușel și cinerel, măi. De opta nu știu de el, mă. De opta nu știu de el, mă. Mulțumesc. Mândră floare, dacă ai fi, măi, la 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 la. După cum ți numele, măi, la 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 la. Ce-aș duce la mine acasă, la 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 la. Și ce-aș pune pe fireastră, la 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 la. La fireastră lângă pat, măi, la 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 la
placin cu drag, măi. La 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 la. Ți-aș uda cu năgrimare. La 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 la. Mândră inima mă doare. La 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 la. Dimineața când mă scol, măi, la 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 la, mă cuprinde al tău dor, măi, la 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 la. Noaptea nu mă mai gândesc, măi, la 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 la. Mândro la cine mă gândesc, măi, la 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 la. Noaptea nu mă ocinesc, măi, la 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 la. Mândro la cine mă gândesc, măi, la 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 la. Mulțumesc frumos! Adrian Chiriac, 16 ani. Carismatic și frumușel foc și cu dragoste pentru cântecul bănățan se vede și cu foarte multe emoții, ca de-al minteri toți tinerii interpreți care pășesc pe această scenă care pentru ei este sfântă și iată alături de orchestră profesionistă și alături de un public minunat. Pentru că vorbim despre public, să știți că suntem la jumătatea concursului deja. Zilele trecute am participat la un spectacol foarte frumos al Școlii Populare de Artă din Timișoara, bineînțeles. Vă spuneam că acolo este o familie cu adevărat unită. Vorbim despre ansamblul profesionist Banatul și despre Școala Populară de Artă și vreau să fac o remarcă. Să știți că din respect și din dragoste pentru colegilor de la Banat au venit și dăscălițele de la Școala Populară de Artă, vă pe Carmen Biruescu, alături de tânăra Raluca Stanca și acolo undeva este doamna Ana Pacatiuș, cred că de lumii. Doamna Ana, mulțumim frumos! Înseamnă unitate, înseamnă iubire nețărmurită pentru cântec, pentru copii și pentru Școala Populară de Artă și ansamblu profesionist Banatul. Vă reamintesc, suntem în direct pe TVR Timișoara și online pe tvrplus.ro, de asemenea pe Radio Pro Datina. Le mulțumim colegilor de la Radio Pro Datina din Timișoara. Noi mergem mai departe cu cântecul românesc frumos și ne ducem în zona Mureșului, pe Valea Mureșului Superior, mai precis, la Toplița, cu Mălina Anastasia Cioloca, 21 de ani, va cânta Doina Codrule bătut de ploi și apoi la Tufa de Rozmarin. De această dată, Rozmarin ardelenesc, nu bănățan. 21 de ani, județul Harghita, Anastasia Mălina Cioloca. Codrule bătut de ploi, greu în nouă că frunza măi mie ca-mi trece vremea măi ție că-ți pcică vârful măi. Mie că-mi e trece timpul, măi. Bate vânt de
primăvară. Eu îmi cânt doina mea iară, să răsune văile măi, să-mi florească florile măi. Rămânem cu cântecul tot pe Mureșul Superior, dar de această dată chiar mergem în județul Mureș, doi pași o săritură de la Harghita și până la Beica de Jos, cu un tânăr de 16 ani, Cosmin Cotârlă. Nu știu cum zice el că suie muntele, eu cred că îl suie cântând muntele, iar mai apoi împreună cu orchestra vă spune cu glasul lui frumos, faini îs mândră ochii tăi. Cașe lui Cosmin Cotârlă, 16 ani, succes! Eu sui muntile plângându-i, ei și te jalea mece, dată-te tu, file, să pleacă. Ei, tă-te tu, file, să pleacă. Dacă-n focul meu noi plânge, plânge, dar mi s-a dus un mare bine, ei, mândruța
de lângă mine. Da, și-am rămas a nimănui. Ei, la marginea satului. Mândră ochii tăi, la 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 la, cum îți florile pe văi, la 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 la. Faine-s mândră ochii tăi, la 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 la, cum îți florile pe văi, la 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 la. Îți curați cu mâini zborul și mie-mi stâmpără dor, la 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 la. Te văd trecând pe drum, la 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 la. Când ești mândră că-ți nebun, la 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 la. Când te văd trecând pe drum, la 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 la. Când ești mândră că-ți nebun, la 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 la. Fac ce fac să-ți ies în cale, că-mi ești dragă mândră tare, la 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 la. Mândruță faină floare, la 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 la, te aștept înșezătoare, la 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 la. Măi mândruță faină floare, la 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 la, te aștept înșezătoare, la 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 la. Și mă-i pune lângă tine, că-n ești așa de tare bine, la 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 la. Mulțumim, Cosmin. Se spune din bătrâni că acolo unde sunt munți, acolo sunt și glasuri frumoase omenești care îi cântă și se îngână oamenii de pe un deal pe altul, de pe un versant al muntelui pe celălalt. Cât de frumos oare să îngâna cântecul lui Cosmin Cotârlă de pe, din Mureș, cu cântecul următoarei noastre concurente, care vine din zona de nord a Mehedințului, mai precis din Baia de Aramă, cât îi muntele de înalt, ne va cânta Cosmina Gherghinescu, 21 de ani. Iar apoi, cine n-a iubit, nu crede, sârbă, mehedințeană frumoasă, te rugăm! Gherghinescu Cosmina, 21 de ani, Mehedințul de Munte. Cât-i muncile ce n-at, toată zăpada s-o luat, numai la inima mea mai și s-o pus nu să mă ia și și s-o pus nu să mă ia. S-o pus cu așezământe ca să mă bași în pământe, s-o pus doar un icuț. N-o să iepa noi muri, iau, Doamne, dacă știam drag ce
Deșiam că n-am noroc, nu ce-aș fi iubit deloc. Nu. Nu ce-aș fi iubit celoc. Mulțumim, Cosminei. Facem cale întoarsă cu cântecul românesc, ajungem la cântecul bănățan și ne oprim de la Baia de Aramă, venim așa pe susurul cântecului spre Băile Herculane, spre Vatra Gogulanilor la Caransebe și apoi ne oprim într-o zonă foarte frumoasă, zona Lugojului. Mă inspiră această zonă pentru că de acolo este atât Liliana Laichic cât și Gelustan. Colegul meu, îmi permis să-i spun, colegul meu de la Radio Timișoara, vocea căruia eu auzeam atunci când eram copil, iar când Bunul Dumnezeu a făcut să-l cunosc, a fost o bucurie și mai mare. Așadar, zona Lugojului mă inspiră și am să fac un joc de cuvinte pentru următoarea noastră concurentă. Fata de la Lugoj are un singur dor, fata de 23 de ani de la Lugoj, să vă cânte dumneavoastră cu drag. Stanciu, Cristina Teodora, 23 de ani. Succes! Și frumoasă foc. Da, aș avea un singur dor, aș trăi în lume ușor. Da, eu
nouă doruri grele. Și nu pot scăpa de ele. Șauauau, inima. Altui dor după măicuță, că eu de cine era copilă. Am fost cu dor la inimă. Șauauau, inima. Da. Am fost cu dor la inimă. Până la băgița sa, la 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 la. Pace vânt peste Banat, până la băgița sa, la 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 la. Ei, hai, peste munce, pe sub nor, ei, hai, că eu nu mai pace dor. Pace peste selenic, la băgița mea voinic, la 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 la. Ce o lună, ce când n-am inimă bună, la-la-i-la-i-la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 . C-o trecut mai mult ce o lună, ce când n-am inimă bună, la-la-i-la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 . Ei, hai, ochii nu i-am mângâiat, ei, hai, cură nu i-am sărutat. Pace vântul neșervină, sufletul ce mi-l adina, la-la-i-la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 . Pe care băgița suie, la-la-i-la-i-la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 . Pace vânt pe cărăruie, pe care băgița suie, la-la-i-la-i-la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 . Ei, hai, la umbrița facului, ei, hai, la răcoarea bradului. Dorile ce pe câmpie să-mi pună cu nuna mie, la-la-i-la-i-la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 -
mai sus colmace ochișorii ungelui de-am întâlnit la coale ce-n semenit. La 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 la. Frumoasa fată de la Lugoj a ales cântece din repertoriul Marianei Drăghicescu și Aureliei Fătu-Răduțu. Profit de această ocazie, mai ales că suntem în direct pe TVR Timișoara, să spun tuturor tinerilor că la sfârșitul lunii florilor și la începutul lui Cireșar ne întâlnim
Nu oriunde, ci la Bocșa, la Festivalul Național Concurs Aurelia Făturăduțu. Acum ne întoarcem la topul primăverii organizat de colegii de la Centrul de Cultură și Artă Timiș, cu un tânăr de doar 16 ani ce reprezintă zona Olteniei, nu orice zonă, ci chiar din Olt vine. El va cânta un fragment din balada lui Popa Șapcă. Acum eu am să-i spun lui Remi că la noi Popa Șapcă are altă conotație aici în Timișoara. Niciodată să nu ajungă la Popa Șapcă, nici care să nu ajungeți, să rămână doar balada, Țucu-ți mincea tă. Iar mai apoi Lele Verde, Bob Sacâz. Remi Șapcă, are nume predestinat, Doamne feri, doar pentru cântec, să fie 16 ani de la Olt, Oltenia. Succes, dragul meu! Făicica bobului, la ruptoarea Oltului, câmpui să lazului. Popa Șapcă din celei cu goleștii câte trei, mi s-au strâns frate cu toții să-mi scape țara de hoți, să-mi scape țara de hoți. Păi Muriei și Dudiei, cam pe Valea Dunărei, unde-i pasul Mârgului și taina Haiducului, mititel focșor se vede, mititel și potolit, de mulți haiduc ocolit, de mulți haiduci ocolit. Toți haiducii codrului și pandurii locului, căpitanul mi-e peste ei, Popa Șapcă din celei. Popa Șapcă le vorbea, eu pe armă m-am jurat să nu mai văd om sărac, că nu e niciun păcat. Mamele plânge de jale, copilașii țip de foame, seceta ne arde câmpul, birul ne arde pământul. Bob Sacâz, scoală-mi te mândră în sus, că dă soarele dă prânz, zbiară vacile dă mulț. Vecinele s-au sculat, măi, pătături și-au măturat, măi, of, 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 vacile la dea le-au dat. Păi, of, 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 și tu stai culcată în bar. Cine mi te-a supărat, de mi te-a prin ziua-n pat? Cine mi te-a supărat, de mi te-a prin ziua-n pat? Eu sunt tare obosit, sunt mândru de la cosit. Of, 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 soarele n-a miaza mare. Păi of, 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 și tu n-ai făcut mâncare. Mâniat, nimeni nu m-a supărat. Mâinecuță mâniat, nimeni nu m-a supărat. M-am
culcat și am visat că pui o masă rutat. Of, 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 mă trezesc și ca un câine. Păi of, 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 văd că nu ești lângă mine. Of, 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 mă trezesc și ca un câine. Păi of, 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 văd că nu ești lângă mine. Remi, să știi că dacă acum ai ști să cânti un ciardaș, cel mai fericit ar fi colegul nostru din regie, care e jumătate maghiar, jumătate oltean de la Olt. A, păi nu știu cum se împletesc cântecele maghiare cu cele oltenești, dar cred că bine până la urmă. M-a inspirat tânărul acesta, Remi. Să știți că, apropo de Popa Șapcă, avea un bun obicei colegii noștri de acolo să organizeze spectacole folclorice. Cred eu că această baladă a lui Popa Șapcă este tare binevenită la noi, aici, la Timișoara. Acum, dacă nu o să mă mai vedeți de mâine la emisiunea Cântec și Poveste și îl vedeți mai pe Tiberiu Cea, să știți că asta e pricina cu balada lui Popa Șapcă. Ne reîntoarcem, dragii mei, la cântec și la seriozitate. Și da, mergem acum cu cântecul în Banat. Oltenii cântă frumos, dar și bănățenii noștri așiși de rea. Și rămânem în Timiș cu o fată de 16 ani, Alexandra Ax, un nume interesant, o fată interesantă cu un glas foarte frumos. Eu am voie să spun că sunt prezentator. Am urmărit-o cu mare drag la Liceul de Muzică și sunt foarte fericită că este în finala festivalului Topul Primăverii. Alexandra, de 16 ani, va cânta un fragment din doina Ardă-l focul de iubit, doina Nicoletei Voica, și apoi ne va cânta împreună cu orchestra. Dați numai câta că luminile astea ne dau de furcă. Tineri, tineră ca o floare, cred că așa e titlu, da? Așa spune Sebiroșca, bun. Ne mai corectăm noi pe aceste desfășurătoare. Alexandra, vino iut și cântă publicului și juriului cu glasul tău frumos. Și dacă nu iei premiu, să știi că noi la TVR Timișoara deja te iubim. Te-am bârfit și la liniile de montaj și în ședințele de redacție, așa că ești de-a noastră. Succes, draga mea! Ardă-l focul de iubit, sufletul meu potopit, că nu știu cum pot cânta. Au când plânge inima, inima n-ai vrut să ascult. Acum plângi lacrimi fierbinți, rărării tăi și cărarea și ciomară.
poartă, la 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 la, numai să mă țâși odată, la 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 la. Măi băgiță, băgișoră, la 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 la, nu mă îngemna la dor, la 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 la. Alexandra, dar păi nu-i bai că mi-au scris greșit titlul, că apoi am recunoscut cântarea, vezi? Tinerii, vedeți, tinerii aleg cântece și din repertoriul tinerilor interpreți, se duc în generația Georgianei Vița, Georgianei Necșa, Stanei Stepanescu, au de unde să aleagă. Felicitări, Alexandra! Mulțumim! Un cântec care îi se potrivește de alminter și Fuguța, Fuguța, ne întoarcem în Olt, în zona Romanați, cu Elena Gianina David, care ne va cânta, tânăra noastră ne va cânta Doina Plugului, iar apoi Coboară Neică pe Vale. David, Elena Gianina, succes! Hai, foaie verde mărgărit, și intrai cu plugul în câmp, dorul să-mi țină de coarne, dragostea să pună boabe, iar mândruța ca o floare să-mi aducă de mâncare. Ce mai viață duc eu, Doamne, rătăcit printre pogoane? Hai, Ioane, Ioane Ionică, dar n-auzi cum strig Ionică, mai las-o încolo de muncă și mai stai cu mândra-n luncă. De muncit ai mai munci, dar cu mândra n-ai mai fi. Păi, Doamne, dar cum focul lui asta cu plosca de cincioca, cu puiul fript în basma și cu mândra lângă mine, să-mi cânte puțin și bine, că sunt zilele puține mai.
mașinare. Hai noi greu să-l privim, fasolea s-o arăci, mama. Și-amândoi să ne iubim, și-amândoi să ne iubim. Apropie Doamna mai și n-ai cu ce ce mânca. Că s-apropie Doamna, pică codrului bruza mai, și n-ai cu ce ce mânca, mai și n-ai cu ce ce mânca. Că s-apropie Doamna, pică codrului bruza mai, și n-ai cu ce ce mânca, mai și n-ai cu ce ce mânca. Și de la spiritul războinic de vitej ai oltenilor și al cântecului oltenesc Bună Oară, ne întoarcem în Banat pe urmele lui Cornel Veselău, pentru că mergem la Gladna Română cu un tânăr de 18 ani care evident reprezintă zona Banatului de munte de acolo, Gavriluț Pârvon Dorinel. Va cânta Mori murgule de năcaz și apoi Bate vânt de la izvor. Dorinel, Gavriluț Pârvon, 18 ani, succes! Au, murmurgule, dă-nă caz, mă. Au, murmurgule, dă-nă caz, mă. Că n-am pășit să ce las, mă, că n-am pășin să ce las, mă. Au, ce-aș lăsa la tata meu, mă. Aș lăsa la tata meu, mă. Tata meu îi om bătrân, mă. Și nu-ți poate tăia fân, mă. Tata meu îi om bătrân.
pace tăia în mă. Mă duce numai dor de la satul meu drag și iubit, în care eu am copilărit. De la satul meu drag și iubit, în care eu am copilărit. De la florile de cei și de la părinții mei. Acasă când am plecat, dorul poartă l-am lăsat. Am lăsat-o și pe măicuța, lăcrimând în poartă în urma mea. Am lăsat-o și pe măicuța, lăcrimând în poartă în urma mea. Așa-i sufletul de mamă, tot mereu la ea ce cheamă. Lăsați surori și frați și săceni îngândurați, dar le spun cu drag la toți cântând, că am să-i port pe toți în gând. Dar le spun cu drag la toți cântând, că am să-i port cu drag în gând. Mă-ntorc mi tare dor, vântulege la izvor. Cu Gavriluț Pârvoni se încheie prima parte a festivalului concurs Topul Primăverii. Vă mai prezint încă o dată, stimații membri ai juriului, de la Radio Timișoara, Daniela Băcilă, realizator și doctor în folclor, interpret al folclorului românesc și redactor destoinic la Radio România, Antena Satelor, Polina Gheorghe. Artist al cântecului bănățean și un manager de nota 10, o prietenă bună, Liliana Laichici, în calitate și de organizator. Un glas perfect, așa cum chiar colegii ei de la Banatu spun, și un om special, Andreea Voica, Galetin. Președintele juriului Festivalului Național Concurs Topul Primăverii, Radio Timișoara și ansamblul profesionist Banatul din Timișoara, Gelu Stan. Vă mulțumim pentru aplauze, pentru căldura pe care o arătați de fiecare dată. Sigur că juriul se va retrage ușor, ușor, pentru că nu este ușor să delibereze. În cadrul acestei transmisiuni veți afla și laureații acestui festival concurs. Vă reamintesc, suntem în direct pe TVR Timișoara și online pe tvrplus.ro, de asemenea pe Radio Pro Datina, organizatorul Centru de Cultură și Artă Timiș, finanțator Consiliul Județean Timiș. Le mulțumesc tuturor colegilor noștri de la Consiliul Județean Timiș. Nu-i cunosc pe toți, credeți-mă, doar vreo trei. Cu una din consiliere am fost colegă de presă, dar să știți că ei înțeleg ce înseamnă să susții și să promovezi cultura tradițională. De aceea le mulțumesc tuturor! Mulțumim Consiliul Județean Timiș! Încă o dată vă spun, eu fac politica cântecului și a tradiției populare și dacă vorbim despre cântec și tradiție, dacă vorbim despre dansuri populare, ce credeți dumneavoastră că ar trebui să urmăriți acum cu sufletul la gură? Un tablou, nu doar suite de dansuri, un tablou muzical coreografic pus în scenă de ansamblul de tineret, juniorii Banatului sunt instruiți de maestri coregrafi
Brândușa și Nicolae Stănescu veți urmări atât dansuri din câmpie, cât și dansuri din munții Banatului și veți vedea suite foarte interesate îngemănate într-un tablou cum numai Brândușa și Nicolae Stănescu știu să pună în scenă. Alături de orchestra profesionistă a ansamblului Banatu, dirijată de Sebastian Roșca. Succes! Thank you.
La astfel de spectacole, să știți că mi-ar plăcea să existe și o cameră ascunsă. Un spectacol se desfășoară aici și celălalt în culise. De o parte și de alta, cine credeți că străjuia această scenă? Brândușa de o parte și Nicolae Stănescu de cealaltă jucau în rând cu tinerii pe care îi instruiesc și cântau împreună cu ei și făceau strigăturile aferente. Acum, dragii mei, trebuie să vă spun că juriul de la festivalul Topul Mărțișorului, Topul Primăverii, ca de alminter toate jurile de la noi din Banat, sunt vestite ca jurii drepte. Așadar, anul trecut, cel mai înalt premiu a plecat la Clejani, la o fată pe care o primim cu mare drag acum în calitate de laureată a festivalului Topul Mărțișorului, pentru că anul trecut purta acest nume și care are un glas frumos, curat și cântece la fel precum îi este chipul și sufletul. Iulia Mihai! Să-mi treacă dorul de tine. Leagă-ți
smurgute nuiele, dai trei voi și floricele. O floare în păr mie-i bune, să-mi treacă dorul de tine. La cireșul pe vale, te aștept în luna răsare, eu să-ți dau cireșe, Doamne, tu să-mi o noapte. La cireșul pe vale, te aștept în luna răsare, eu să-ți dau cireșe, Doamne, tu să-mi o noapte. Din cer mă știe cât de dragă mi-ești tu mie, luna și-o mie de stele, îmi știu gândurile mele. Doar luna din cer mă știe cât de dragă mi-ești tu mie, luna și-o mie de stele, îmi știu gândurile mele. La cireșul pe vale, te aștept în luna răsare, eu să-ți dau cireșe, Doamne, tu să-mi stăruți o noapte. La cireșul pe vale, te aștept în luna răsare, eu să-ți dau cireșe, Doamne, tu să-mi stăruți o noapte. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumim, Iulia Mihai. Încă o dată, publicul timișoran dovedește că știe să aprecieze și primește în inima sa muzica tradițională de calitate de oriunde ar fi ea. Ne merităm titlul de capitală cultural europeană. Încă o dată voi spune, Timișoara merită să fie capitală culturală europeană. Așa cum ansamblu Banatul și orchestra acestui ansamblu, orchestra profesionistă, merită aplauzele dumneavoastră și este una dintre cele mai bune orchestre din țară. Ne fălim cu ei și cu dirijorul și orchestratorul Sebastian Roșca. Împreună cu instrumentiștii au pregătit pentru dumneavoastră o suită, Barbu Lăutaru, dar vom încheia cu jocurile bănățene, frumoase jocurile de doi. Așadar, dacă s-au... Da, bun. Liniște. Și acum... Orchestra ansamblului profesionist Banatul din Timișoara.
Bravo! Și după aceste aplauze bine meritate, urmează un moment de suflet cu un artist care a fost și angajat al ansamblului profesionist Banatul din Timișoara. Pentru el scena chiar este altar. Dragostea și dorurile s-au regăsit de fiecare dată în cântecele sale și tot ce are mai frumos satul bănățan timișan. Vine cu inima deschisă alături de colegii domniei sale, Adrian Stanca! Viața e cum eu gâncesc și că niciodată nu îmbătrânesc. Am crezut că viața e cum eu gâncesc și că niciodată nu îmbătrânesc. Strâmb o fost o coata și și-am gâncit eu că cine-l pe lume nu-i nimeni mele. Destule, n-ar fi bai nimic, dar anii mă sapă cât de cât de un pic. Am pățit destule, n-ar fi bai nimic, dar anii mă sapă cât de cât de un pic. Strâng o fost o coata și și-am gândit eu că cine-r pe lume nu-i nimeni mere. Ținând pucere, lucruri și smăruce, amintiri de-o viață și patimii trecuce. Mă ținând pucere, lucruri și smăruce, amintiri de-o viață și patimii trecuce. Strâmb-o fost o coata și și-am gândit eu că cine-r pe lume nu-i nimeni mere. Și mă duc înainte, că nu-i loc înapoi, să pot anii retoarce, nici eu și nici voi. Și mă duc înainte, că nu-i loc înapoi, să pot anii retoarce, nici eu și nici voi. Strâmb-o fost o coata și și-am gândit eu că cine-r pe lume nu-i nimeni mereu. Strâmb-o fost o coata și și-am crezut eu că cine-r pe lume nu-i nimeni mereu. Vă mulțumesc! Ghicită tu prec și ceapsă, lai lai la 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 la. Dragă mie mândra frumoasă, lai lai la 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 la. Ghicită tu prec și ceapsă, lai lai la 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 la. Pe frunce cu galbeni miși, lai lai la 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 la. Și burguie la opiș, lai lai la 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 la. Dragă mie mândra de pustă, lai lai la 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 la. Cu brâu și cu trânță gustă, lai la 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 la. Dragă mie mândra de pustă, lai lai la 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 la. Cu brâu și cu trânță gustă, lai lai la 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 la. Mândruța iuce ca focul, lai lai la 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 la. Că joacă bine sorocul, lai la 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 la. Dragă mie mândra frumoasă, lai lai la 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 la. Că mă știe ține-n brață, lai la 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 la.
mândra de mii, mândra frumoasă, la na 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 na. Dragă mii, Doamne, mândra, măi, lai, la, 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 și m-o fi cât-i lumea, măi, lai, la, 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 la. Dragă mii, Doamne, mândra, măi, lai, la, 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 și m-o fi cât-i lumea, măi, lai, la, 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 la. Ia și ieși să-mi facă, lai, la, 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 ia-mă-n vie, ia-mă-n groapă, lai, la, 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 la. Facă cu mine și-n șie, dai na 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 dai na 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 na, ia-mă în groapă, ia-mă în vie, dai na 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 na. Vă mulțumesc! Audă-ți cu ceaghii și-n stele, mândru gândurile tele. N-aș dormi toată noaptea, bă, au numai la șer, m-aș uita, mă, la om nu știi cât trăiește. În mintea lui se gândește, cine cu el sală de sadă, au nu și mine cea un cei să poată. Dacă a putea ghici în stele. Trăiesc cu ore, dacă o viață, el adorme și ne colis pe brață. Lângă cine-nbătrânește, au și nu și la ce gândește. Mândru dacă-n mincea ta îi numai dragostea mea, șoarece pășai mai sfânt, mă. Au că la altul n-ai gând,
fugit, măi. Șoarece, pășai mei sfânt, măi. Au căna altul, n-ai gâncit, măi. Credeți că a avut curaj? Mișe drag, mișurit, mișe drag, mișurit, la 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 la. Când merg vara la cosit, mișe drag, mișurit, mișe drag, mai mult urit, la 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 la. Nu-ncai verge ca un rai, mă-ndrăunge, boala stai, mă-ndrăunge, boala stai, la 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 la. Nu-ncai verge ca un rai, mă-ndrăunge, boala stai, mă-ndrăunge, boala stai, la 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 la. Nu vii parte, faci de caz, cu mâncare la amiaz, cu mâncare la amiaz, la 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 la. Nu vii parte, faci de caz, cu mâncare la amiaz, cu mâncare la amiaz, la 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 la. Bucurșan că apărește, să ce vândă, dorm ar trece, să ce vândă, dorm ar trece, la 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 la. Bucurșan că apărește, să ce vândă, dorm ar trece, ce vândă, dorm ar trece, la 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 la. Numai ce văd și mă prind, aș fi în stare tot să vin, aș fi în stare tot să vin, la 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 la. Numai ce văd și mă prind, aș fi în stare tot să vin, aș fi în stare tot să vin, la 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 la. Și să cumpăr cu bani grei, flacăra ochilor tăi, flacăra ochilor tăi, la 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 la. Și să cumpăr cu bani grei, gurița și ochii tăi, gurița și ochii tăi, la 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 la. Soarele pentru mi-l arge, prichimește vântul bace, prichimește vântul bace, la 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 la. Soarele pentru mi-l arge, prichimește vântul bace, prichimește vântul bace, la 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 la. Recurește inima, dă durușă inia, dă durușă inia, la 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 la. Recurește inima, dă durușă zașenia, dă durușă zașenia, la 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 la. Vă mulțumesc! Un repertoriu frumos și curat, ca și sufletul bănățanului Adrian Stanca și ca și sufletul românului. Mulțumim mult de tot! Dragii mei, mulțumim Adrian Stanca, dragii mei, dacă juniorii Banatului ne-au purtat pe tot cuprinsul frumosului nostru Banat cu pașii de joc, acum formația de tineret a ansamblului Banatu ne aduce în câmpie, pentru că, să nu uităm, suntem la Timișoara, viitoare capitală cultural-europeană. Sunt instruiți de Floare și Gore Munteanu, formația de tineret a ansamblului Banatul din Timișoara. Thank you.
ansamblul de tineret Banatul din Timișoara. Mulțumim încă o dată coregrafilor Floare și Gore Munteanu, de asemenea maestrilor coregraf Brândușa și Nicolae Stănescu, oameni dăruiți, oameni frumoși care se regăsesc în sânul familiei ansamblului Banatul din Timișoara. Atunci când îl asculți și îl vezi pe scenă, gândul te duce cu siguranță la familiile acelea de nobili boieri, buni la suflet, harnici și destoinici. Parcă am avea nevoie și în zilele noastre de asemenea boieri, mai ales că vine și ne cântă o horă boierească. Fiecare cântec al domniei sale are un mesaj bine definit, din fiecare cântec avem de învățat. Iar când îți spune Constantin Enceanu, stai cu mine, omule, să-ți cânt de oriunde ai fi, inima ta palpită pentru folclorul românesc. Constantin Enceanu, invitat special al ansamblului profesionist Banatul din Timișoara. Bine v-am găsit, dragilor! Iau, ciao, ciao! Frunzuliță verde, floare de salcăm și de rosmarine, ai cu toți-l bine, ora lângă drum, ora din bătrâni, strig-o neamărine, că o strigi mai bine, sau nea Constantine, că e mai bătrân. Ora boierească să se pomenească și una, și două, și și... Hora venite, joacă hora mare, ține-te pățos, n-o fi mai prejos, strig-o neamărine, că o strigi mai bine, sau nea Constantine, că e mai bătrân. Hora boierească să se pomenească și una, și două, și și... Hava, hava! Și n-a mai strig-o neamărine, că o strigi mai bine, sau nea Constantine, că e mai bătrân. Ora boierească să se pomenească, strig-o neamărine, că o strigi mai bine, sau nea Constantine, că e mai bătrân. Ora boierească să se pomenească. Baba! Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru primirea călduroasă și credeți-mă că de fiecare dată când vin aici la dumneavoastră, ce-i drept destul de rar, dar asta nu pentru că nu sunt invitat, ci pentru că timpul meu nu-mi permite, mă face să mă simt ca acasă. Pentru asta vă mulțumesc din suflet. O melodie ce sunt convins că mulți dintre cei prezenți vă regăsiți în versurile acesteia. La casa mea eu sunt stăpân. Și o viață întreagă am visat. Să vină vremea să vă spun, la casa mea eu sunt stăpân. Sunt om cu suflet curat și o viață întreagă am visat. Să vină vremea să vă spun, la casa mea eu sunt stăpân. Că este mare sau e mică, din munca mea a fost făcută. Să n-aud unul c-o să-mi spună că mi-a pus vreun bani în mână. Că este mare sau e mică, din
făcută, să-mi aud unul că o să-mi spună că el mi-a pus vreun ban în mână. Nevasta să-mi pună masa, copiii să-i strâng lângă mine, of cum să nu trăiesc pe lume. Când ajung obosit acasă, nevasta să-mi pună masa, nepoții să-i strâng lângă mine, of cum să nu trăiesc pe lume. Când pun capul pe căpătâi, să simt liniștea somnului, să nu am frică dimineață, că încep o nouă zi de viață. Când pun capul pe căpătâi, să simt liniștea somnului, să nu am frică dimineață, că încep o nouă zi de viață. Când stau și mă uit înapoi, mă tot gândesc la anime. Când știu prin câte am trecut, n-aș vrea să o iau de la început. Când stau și mă uit înapoi, mă tot gândesc la anime. Când știu prin câte am trecut, n-aș vrea să o iau de la început. Mi-am trăit viața cu folos, am căzut, m-am săltat de jos, sufletul mi-a fost plin de har, munca mea n-a fost în zadar. Dacă pun mâinile pe piept, am fost om bun, cinstit și drept, prin tot ce-n viață am făcut, las urma mare pe pământ. Mulțumesc din suflet! Ia uzi! Pentru toți bunicii prezenți, pentru că de 5 ani sunt bunic de fată, de 2 bunic și de băiat. Mulțumesc și ai dumneavoastră! Ia uzi! Lume prin câte am trecut, pe toate le-am rânduit, sunt mândru și fericit, că mă vază și bunic. Lume prin câte am trecut, pe toate le-am rânduit, sunt mândru și fericit, că mă văzui și bunic. Sunt bunic, dar încă tânăr, tot cu drag anii pe umăr. Mi-ai dat, Doamne, o nepoată, parcă este a mea fată. Sunt bunic, dar încă tânăr, tot cu drag anii pe umăr. Mi-ai dat, Doamne, și o nepot, de dorul lui nu mai pot. Așa e! Ei când întind brațele și strigă bunicule, îi privesc și lătrimesc, simt că mai întineresc. Ei când întind brațele și strigă bunicule, îi privesc și lătrimesc, simt că mai întineresc. Se învârte lumea cu mine, uite toate și mie bine. Anii dacă au trecut, mă văd un om împlinit. Se învârte lumea cu mine, uite toate și mie bine. Anii dacă au trecut, mă văd un om împlinit. Eu mă rog la Dumnezeu să le dea norocul meu, mie zile să
trăiesc, cu dragoste să-mi cresc. Eu mă rog la Dumnezeu să le dea norocul meu. Mie zile să trăiesc, cu dragoste să-mi cresc, să pot face pentru ei ca pentru copiii mei. Și să-mi duc anii cu dore ca să joc la nunta lor. Timpul trece cât un pic, poate ajung și străbunii. Puiilor de o socotă mi-a schimbat viața de tot. Hey! Mulțumesc frumos! Am dreptate, nu? Ăștia mici când au venit în viața noastră ne-au schimbat viața, ce-i drept. Oameni buni, să știți că m-am rugat la Dumnezeu și mi-am deplinit mai toate dorințele. Una singură mai am și sper să mă asculte și să mă înțeleagă. Mă, să mă mai țin așa măcar 50 de ani de aici încolo. Iar dumneavoastră să-mi ascultați cântecele. Ia auziți, pentru dumneavoastră, anii care i-am acum, maestre, te rog frumos! Și vreau să mă ajutați cu Dumnezeu, da? Zi! Doamne, să nu cer prea multe. M-am gândit, m-am socotit, Doamne, să nu cer prea multe. Nu ceram din tinerețe, dar nu cer nici bătrânețe, dar nu cer nici bătrânețe. Vreau ani de iam acum, ține-i, Doamne, cât e lumea, ține-i, Doamne, cât e lumea. Azi-am lumea la picioare, că sunt om cu suflet mare. Azi-am lumea la picioare, că sunt om cu suflet mare. Acum se la minte cop, mă gândesc și mă socot, mă gândesc și mă socot. Știu să aleg lume din tine, ce e rău și ce e bine, ce e rău și ce e bine. Și dragostea-mi stă pe brață, și dragostea-mi stă pe brață. Ține-mi, Doamne, cât e lumea, anii care i-am acum, anii care i-am acum. Acum viața-mi râde în față, și dragostea-mi stă pe brață, și dragostea-mi stă pe brață. Ține-mi, Doamne, cât e lumea, anii care i-am acum, anii care i-am acum. Mulțumesc! Mulțumesc din suflet! Oameni buni, vreau să vă mărturisesc un lucru. Dacă am să plec din lumea asta cu dor, într-o lume fără dor, cântecul Stai cu mine, omule, să sunt cu siguranță va rămâne nemuritor, cum de altfel multe din cântecele mele. Dar în această seară, special, de la suflet, pentru suflet, Stai cu mine, omule, să cânt cu dedicație specială. Maestre, te rog frumos și vreau aplauze pentru această minunată orchestră. Thank you.
Hai cu mine, omule, să-ți cânt, că așa mi-a fost dat pe pământ. Să fac omul de mine ca să uite, să-i fac clipe-n viață fericite, să-i zic un om pe sufletul lui, de dor și de dragostea din tân. Să-și depene amintirile ușor, să-i curgă lacrimile. Că ai necaz, arză la focul, sau zici că te-a părăsit norocul. Nu uita, toate sunt trecătoare, mai lasă-o colo de supărare. Pune-l pe enceanu ca să-ți cânte, că le uiți oricât ar fi de multe. Și nu-ți mai face inima rea, omul, că-ți trece viața. Iar când ai o bucurie în casă, atunci zici că viața e frumoasă. Cei dragi când ești la veselie, îți urez numai așa să-ți fie. Și pui lăutarii ca să-ți cânte, și cu ei te iei pe întrecute. Până dimineață chefuiești, pe toate ție da să le trăiești. Mei. Stai cu mine, omule, să-ți cânt, că așa mi-a fost dat pe pământ. Să fac omul de mine ca să uite, să-i fac clipe-n viață fericite. Să-i zic un om pe sufletul lui, de dor și de dragostea din tân. Să-și depene amintirile ușor, să-i curgă lacrimile. Să-i zic un om pe sufletul lui, de dor și de dragostea din tân. Să-și depene amintirile ușor, să-i curgă lacrimile. Constantin Enceanu, la festivalul Topul Primăverii, în capitala Banatului, la Timișoara, un oltean, un boier frumos și hăruit de bunul Dumnezeu, cu glas limpede. Două strofe, pentru că mai avem încă o invitată de onoare și suntem în direct. Timpul este limitat. Nu mi-e de aia, dar pierd rata către filiași oameni buni și numai cu ce ajunge acasă. Haideți că rămân în scenă. Sigur, hai, te rog frumos. Sebi, patru măsuri, te rog frumos. Hai să vedem. Și vreau să mă ajutați, da? Vino cu acolo. Doamna prezentatoare. Domnișoara, scuză-mă. Hai că ți-ai făcut de cap până acum. Dă-i drumul tău, lasă că vreau să o trombonesc un pic. Mulțumesc pentru tot. Ascultă. Treci tinerețe ca vântul, la mine nu ți mai e gândul. Nu pleca mai, stai o țărăcă, îmi e dragostea din mână. Eram tânără în putere, iubeam cu multă plăcere. Tot ce-i tânăr și frumos și la suflet cu folosă-mă.
eram tânăr în putere, iubeam cu multă plăcere. Tot ce-i tânăr și frumos și la suflet cu folos, mă. Merg pe drum, mă uit în jos, cine sunt și cine am fost. Dar veni vremea de atunci când umblam prin voi și loc. Mândra să fie micuță, s-o văd prin iarbă de strunță. Să-mi o pun pe fântosit, să mă satură de iubită, mă. Mândra să fie micuță, s-o văd prin iarbă de strunță. Să-mi o pun pe fântosit, să mă satură de iubită. Deci, a început să se descalțe. E de bine, vă iubesc. Mulțumim. Să ne întâlnim bine. Mulțumesc, Costi, orchestrei, bravo. Costi, știu că ai o colegă foarte dragă pe care o respecti. Hai să facem următorul moment împreună. Cheamă pe scenă pe... Pe cine vrei să chem? Cea mai dragă colega ta din... Păi ea multe dragi. Care a organizat spectacolul ăsta. O invidiez, o urăsc. Hai, vină cu Liliana, vină. Liliana Laichic. Te oltenește. Liliana Laichic. Colega noastră. Și alături de Liliana Laichic vreau să vină în scenă și președintele juriului festivalului concurs Topul Primăverii, Gelu Stan. Spuneam că finanțatorul acestui eveniment de ținută este Consiliul Județean Timiș. Adrian Negoiță, om cu suflet frumos și curat și cu cântecul românesc în inimă. Mulțumim, Constantin Enceanu, Costică, țucu-ți glasul tău fain. Doamne ajută! Vă las, v-am zis, eu pierd rata de filiaș, vă iubesc! Mulțumim mult de tot! Suntem în direct pe Radio Prodatina, TVR Timișoara și online tvrplus.ro. Acum, maestre, microfonul este al dumneavoastră, al Lilianei Laichic și al lui Adrian Negoiță. Vă rog. Da, mersi. Bună seara tuturor. Cred că sunteți în asentimentul meu și am trăit momente frumoase și emoții puternice alături de acești tineri minunați, pentru care suntem bucuroși noi, cei de la Centrul de Cultură, cei de la Ansamblu Profesionist Banatul, să le oferim o șansă de a cânta pe scena Sălii Capitol din Timișoara, de a cânta cu un ansamblu profesionist, de a evolua în fața dumneavoastră și de a primi aplauzele dumneavoastră. E un lucru foarte important, poate cel mai important în cariera unui artist. Sunteți sigur aplauzele, sunteți dumneavoastră și aplauzele și iubirea dumneavoastră. Sunt și premiile importante, sunt și notele importante, dar mai presus de orice sunteți dumneavoastră și afecțiunea cu care ne înconjurați și cu care ne faceți viețile frumoase. Am avut surpriza să vedem atâția tineri frumoși, atâția tineri minunați, foarte tineri, voci frumoase la 16-17 ani și urmează să-i premiem, urmează să vedem ce a ales juriu dintre acești tineri minunați care au evoluat în fața dumneavoastră. Dau cuvântul maestrului Gelu Stan, președintele juriului, sau mai întâi domnului Negoiță. Mai întâi domnului Negoiță, pentru că știți foarte bine că acest spectacol nu s-ar fi putut ține fără finanțarea Consiliului Județean, iar domnul Negoiță, domnul Adrian Negoiță, este reprezentantul Consiliului Județean în această seară. Mulțumesc, Liliana. Cred că totuși maestru merita microfonul, pentru că vorba este onoare că l-avem printre noi tot timpul, un om deosebit. Maestru va avea ultimul cuvânt. Da, întotdeauna. Noi totdeauna spun,
spuneți, suntem importanți, dăm banii. Da, dar dacă n-am avea cui, eu tot spun treaba asta, n-am avea cui să dăm banii. De aceea vă spun că sunteți importanți, ne bucurăm că avem cum să dăm banii. Acum am înțeles, anul trecut a câștigat o fată din Oltenia, da? Acum am înțeles, de la Clejani, ok. Anul ăsta încă nu știm, sper să aflăm, da. Da, oricum suntem în anul centenarului în care toți suntem români și ne bucurăm că putem duce tradiția mai departe, este cel mai important lucru. Noi încercăm să ne ținem de cuvânt, vă anunț că ceea ce am promis la Mariana Drăghicescu s-a întâmplat și că veți avea un festival deosebit, îl putem anunța în premieră. Da, vreau să mulțumesc din suflet, mai ales că în acest an este un moment de suflet și pentru colegii noștri de la TVR Timișoara, un moment în memoria Ionuț Groza, cu cântece frumoase din repertoriul lui Branco Olar, erou al comunității române din Valea Timocului, și surprizele le veți vedea în septembrie la Festivalul Național Mariana Drăghicescu. Ionuț Groza a fost primul reporter, redactor, care a realizat filme documentare despre comunitatea românilor din Valea Timocului și care s-a prăpădit de curând. Deci, am reușit să ne mai ținem și de cuvânt. În continuare, o să găsiți în noi un sprijin, pentru că meritați, orchestra, dumneavoastră, domnul Gelustan, publicul care este deosebit, publicul timișorean, și noi încercăm să ne achităm de datoria pe care o avem. Vă mulțumesc tuturor pentru ceea ce faceți. Hristos a înviat. Trebuie să spun că această scenă a fost în ultimul timp martorul unor evenimente deosebite de acest gen. Fie că a fost un concurs, fie că a fost un spectacol, de fiecare dată s-au întâmplat lucruri minunate. S-a tras un semnal, dar nu de alarmă, ci un semnal a unui clopoțel cu un clinchet vesel care spune minunat. Și în această seară acest clopoțel a spus din nou minunat, fiindcă minunați au fost acești copii care au evoluat în fața noastră și care s-au dovedit că își iau în serios venirea, chiar dacă vârsta lor, am putea spune că este fragedă, 15 ani, 16 ani, dacă stăm să ne gândim, încă dacă sunt fete, poate că se mai joacă cu păpușile sau acest lucru l-au făcut mai înainte, dar totuși alte generații. Iată însă că acum au apărut pe scenă, au cântat, ne-au încântat, pot să spun, cu vocea lor caldă, cu un repertoriu frumos, cu o prezență scenică deosebită, cu costume deosebite pe măsura repertoriului pe care l-au ales pentru a se prezenta în fața noastră. Și de aici a trebuit noi să alegem. Și am ales, într-adevăr, și cred că nu am greșit. Și de aceea, ca să nu vă țin prea mult în suspans, voi începe cu citirea premiilor. Să știți că din cei 16 concurenți, doar 7 sunt premiați. Restul sunt felicitați în primul rând. Și iată, începem cu premiul special. Stanciu Cristina Teodora din județul Timiș. Felicitări, Banat. Vreau să rugăm pe copii să vină mai repede pe scenă, tocmai pentru că suntem într-o transmisiune în direct și mai avem un invitat special în cadrul festivalului. Felicitări, draga mea! Un alt premiu special este unul dintre concurenții care dumneavoastră v-a plăcut în mod deosebit, a și fost într-adevăr deosebit și de aceea iată-l între premii, Șapcă Remi din Olt! V-am spus eu că balada lui Popa Șapcă a trecut de bariera juriului. Te mai așteptăm, Remi, pe la noi, dar nu la Popa Șapcă. Mai departe, maestre? Și un alt premiu special revine tot unui solist din județul nostru, Chireac Adrian. Tânărul de 16 ani, carismatic și cu lipici la fete. Un alt premiu special, 4 premii speciale au fost, Anuțoiu Ana Teodora din județul Hunedoara.
Ținutul pădurenilor îngemănat cu ținutul țării Făgetului din Banat, așa cum este și firesc. Felicitări! Și acum, premiul 3. Zelnean Lavinia din Hunedoara, care a cântat cântece din Caraș-Severin. Cu bunici pe Valea Bistrei, în cărașul nostru iubit și drag. Felicitări, Lavinia Zelnean! Și un premiu 2 merge în Mehedinți, Măriuca Tania Luiza. Care de tot spunea să-i facem un pic de loc. Apoi noi am făcut loc și în inimile noastre și am și premiat-o. Dansatoria ansamblului Banatul, iată că înmânează premiile și trofeele frumoase pentru cei care le-au obținut. Și ce spuneați anul trecut, unde s-a dus premiul locul întâi? Da. Să știți că tot în Olt merge și anul ăsta. La David Elena Gianina din județul Olt, locul întâi. Felicitări, mă bucur tare mult să văd bănățeni în gala laureaților. Îmi sunteți toți dragi, și hunedorenii și oltenii. Le mulțumim acestor tineri. Maestre? Eu aș mai avea doar un cuvânt. Dar veniți cât am mai în față, să ne vede tot natul și cei care urmăresc acum TVR Timișoara, Liliana. Să știți că, din punctul, și voi, meu, copii. Din punctul meu de vedere, pot spune că e o plăcere să cânți cu asemenea orchestră. Să cânți, să fii acompaniat de acești minunați oameni, de un dirijor cu care noi, Banatul, ne putem mândri de acum înainte și pe care eu îl felicit. Vă felicit pe toți și vă mulțumesc. Unde ești? Îl așteptăm pe Sebastian Roșca în scenă. Maestre? O să... Da, hai că a venit. O să facem schimb de microfoane, maestre. Mulțumesc. Permiteți? Da, te rog. Să facem schimb de microfoane. Mulțumesc. Mulțumesc, Dani Scorobete. Înainte să prezint momentul important ce urmează, un gând pentru tinerii care s-au prezentat astăzi. Suntem în direct, 30 de secunde, maestre. Concis ca la Radio Timișoara. Așa cum am spus încă și de la început, copii minunați, copii care nouă ne dau speranțe că, într-adevăr, cântecul popular este pe mâini bune, că vor face față cu adevărat la cerințele dumneavoastră, ale noastre, că vor fi înaintași în acest domeniu și sunt convins că ne vom reîntâlni cu ei în alte situații, în alte concursuri, la fel de buni sau cel, nu, eu zic că mai buni, fiindcă sunt tineri și poate să crească într-adevăr. Și le mulțumesc pentru acest lucru. Mulțumim, Gelustan, mulțumim, Liliana Laichici, mulțumim, Adrian Negoiță, ne cunoaștem de peste două decenii de viață și cu Liliana și cu Adrian Negoiță, oameni care iubesc într-adevăr cultura și iată, o susțin cu tot ceea ce pot domnilor lor. Mulțumim mult de tot! Mulțumesc, Gelustan, Radio Timișoara, mulțumesc tinerilor frumoși, vă invităm acum în sala de spectacol pentru a urmări un moment special. Suntem în direct pe TVR Timișoara, online tvrplus.ro, pe Radio Prodatina și acum, în aplauzele dumneavoastră, invitata specială a Centrului de Cultură și Art al județului Timiș, vocea, așa cum i-a zis Liliana, perfectă, din Banat, Andreea Voica și Galetin. Cine are dor și drag, până-i lumea-i tot pe au că
tot așa mi-și eu mă. După băgișorul meu mă. După dragul meu tânăjos, pe pișoare mă topesc. Au, nu știu cât oi mai răbda mă. Cât mai face inima mă. Au, că nu mă dă el mi-i dor. Și m-o fi până-mi să
mai bicheri, la 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 la, și lasă mândruțeli, la 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 la. Nu vrei să fim amândoi, la 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 la, ar fi bine să ciocoi, la 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 la. Petre, petre, nu mai sta, vino în brață la mândră, ducă-ta la ce mândră, că m-oi mânia. Petre, petre, nu mai sta și vino să-mi dai ură, că n-ai fost două săptămână și noi mai răga. Petre, petre, nu mai sta, vino în brață la mândră, ducă-ta la ce mândră, că m-oi mânia. Petre, petre, nu mai sta și vino să-mi dai ură, că n-ai fost două săptămână și noi mai răga. Și
și de pogană, la 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 la. Băgița meu bănățeană, la 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 la. Îi frumos și de pogană, la 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 la. Băgița meu bănățeană, la 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 la. Cu clăbățul pe strășană, la 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 la. Nu m-a l-ai iubit, mă-ngeamnă, la 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 la. Cu clăbățul pe strășană, la 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 la. Dar nu m-a l-ai iubit, mă-ngeamnă, la 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 la. Uiha! Eu misc ca o floare, la 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 la. Când mă vege, pacea moare, la 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 la. Dar și eu misc ca o floare, la 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 la. Când mă vege, pacea moare, la 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 la. Cât ar fi de blestemate, la 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 la. Tot eu s-a mai fain în sate, la 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 la. Cât ar fi de blestemate, la 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 la. Tot eu s-a mai fain în sate, hai ha! Sat la joc, la ira la 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 la. Bageam în vârce cu foc, la ira la 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 la. Când mergem în sat la joc, la ira la 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 la. Bageam în vârce cu foc, la ira la 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 la. Pe sub mână roate, roate, la ira la 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 la. Se ne vadă lumea toată, la ira la 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 la. Că mai joacă doi cu doi, la ira la 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 la. Dar nu-i nimic ca și noi, la ira la 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 la. Pe sub mână roate, roate, la ira la 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 la. Se ne vadă lumea toată, la ira la 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 la. Că mai joacă doi cu doi, la ira la 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 la. Andreea Voica. Andreea, tu ai încercat să-l iei pe Sebi la joc. Să știi că a încercat și Matilda Pascal cu jocorița. Cred că cel mai bine ieșa de lui să dirigeze. Da. Crede-mă. Mă, nu, n-a fost rău, sincer, e un început bun. Deci de acum înainte de câte ori vom să se lase, colabora, o să ajungem și la jocul de doi. Vă promit. Eu oricum mă bucur tare mult și dumneavoastră sunt convinsă că vă bucurați cu toți împreună că avem pe Andreea. Sebi, Sebastian Roșca, am o rugăminte la tine. Spunea Andreea de jocul de doi. Păi are un joc de doi tare fain. Știți ce m-am gândit, oameni buni? Păi ce o să mă suduie Sebastian Roșca. Putem încheia cu jocul tău de doi? Andreea Voica. Da. Ia să vedem. Vă mulțumim că sunteți împreună cu noi. Am stabilit dacă o să și joace Sebi sau doar dirijează. A, nu. Eu încerc să le iau la joc, dar mai bine mă las pe gubașa. Jocul tura următoare. O mai așteptăm cu mare drag pe Andreea Voica în sânul ansamblului profesionist Banatul din Timișoara. Și acum joc de doi, așa cum nu mai știe să-l cânce. Haideți la un joc de doi, la 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 la. Cam bana cam pe la noi, la 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 la. Haideți la un joc de doi, la 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 la. Cam bana cam pe la noi, la 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 la. Asta-i doiul de la munce, la 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 la. Și se joacă tare iuci, la 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 la. Doiul mândru din taraș, la 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 la. Și-i joc de pătimaș, la 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 la. Ara! Să se prindă și neșie, la 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 la. Că stă joc nu-i gustie, la 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 la. Să se prindă și neșie, la 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 la. Că stă joc nu-i gustie, la 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 la. Asta-i doiul de la munce, la 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 la. Și să-și joacă tare iuce, la 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 la. Doiul mândru din caraș, la 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 la. Și-i joc de pătimaș, la 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 la. Ada! Doiul mândru de jucate, la 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 la. Dai mândru și de cântate, la 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 la. Asta-i doiul de la munce, la 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 la. Și se joacă tare iuce, la 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 la. Doiul mândru din caraș, la 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 la. Și-i joc de pătimaș, la 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 la. Asta-i doiul de la munce, la 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 la. Și se joacă tare iuce, la 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 la. Doiul mândru din caraș, la 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 la. Și-i joc de pătimaș, la 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 la. Mulțumim! Mulțumesc! Mulțumim pentru că ați acceptat amândoi provocarea împreună cu orchestra. Doamne ajută, vă așteptăm cu mare drag la toate spectacolele ansamblului profesionist Banatul din Timișoara, dar și la spectacolele ansamblului Timișul din Timișoara, de asemenea ale ansamblului Doina Timișului din Timișoara, pentru că avem trei ansambluri foarte bune. Să ne vedem cu bine! Mulțumim!